Următoarea ședință a Consiliului Local Municipal, convocată pe 30 martie la ora 14, se va desfășura conform noilor reglementări generate de starea de urgență din România. Încă de la începutul săptămânii am început pregătirile pentru organizarea ședinței Consiliului Local de luni. Ca element de noutate, având în vedere prevederile ordonanței militare privind interzicerea adunărilor publice cu multe persoane, am început implementarea unei platforme online pentru ca această ședință a Consiliului Local de luni să se desfășoare în sistem online. De ceva vreme, ședințele CLM au început să fie transmise live și să fie înregistrate audio și video de o firmă specializată. Acea societate va asigura și conectarea online în sistem de videoconferință a tuturor consilierilor municipali care vor vota proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. Firma IT a avut o primă instruire, să-i spunem, cu colegii din Consiliul Local Municipal. Ei au fost programați din sfert în sfert de oră, au venit la sala de ședințe, le-a fost instalată aplicația în telefon sau pe laptop sau tabletă, mă rog, fiecare a putut opta pentru un device pe care îl consideră util într-o astfel de situație. Și încercăm ca luni această ședință a Consiliului Local se desfășoare în sistem online, inclusiv votul să fie în sistem online, bineînțeles totul va fi înregistrat, iar ședința va fi transmisă public pe pagina primăriei municipiului Buzău, așa cum s-a procedat și până acum. Pe ordinea de zi a ședinței CLM de luni va fi introdus în mod suplimentar un proiect de hotărâre privind validarea deciziilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență în legătură cu plata indemnizației pentru hrana alocată izolaților.